Bună dimineața! Cod QR descanat cu telefonul mobil ca să vedem pe site ce se întâmplă la horoscopii, o zi cu rezolvări. O să ne bucurăm de suport din partea altora și nu o să mai ducem noi tot greul, o să ne eliberăm de toate apăsările. Vibrația zilei este 4 și familia are nevoie de noi și noi de ea, mai mult ca oricând. Vedem acum ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Capricorn, o energie suplimentară pe care o veți descărca la serviciu, iar ca să scăpați de tensiuni, te vă duceți la sală, mai scăpați și de sarmale. Vărsător, parcă vă e mai ușor acum să reamenajați interiorul, să vă luați lucruri la preț convenabil, că or fi reduceri. Pești, poate ați pus la cale o activitate, o preocupare de timp liber, ca să vă destindeți că nu mai vreți să treceți prin oboseala de anul trecut. Berbec, o să vă ia la întrebări un posibil partener de afaceri să spuneți în ce condiții ați prefera să se desfășoare colaborarea. Taur, poate acceptați invitația cuiva să o porniți într-o plimbare prin țară, să treceți pe la niște prieteni care țin la voi și se vaită că le e dor de voi. Gemeni, o să treceți în revistă câteva proiecte care au fost probabil demarate în decembrie și să le atacați în forță. Rac, vine cineva care face presiuni să vă vedeți mai des și dacă vă place persoana și se poate, o să vă faceți program comun. Leu, se anunță un proiect nou-nouț la serviciu și o să puneți suflet că aveți nevoie să vă relansați pe firmament. Fecioara, relația cu partenerul de cuplu devine și mai clară și să știți dacă rămâne valabilă perspectiva căsătoriei sau nu. Balanța, e cineva care să fie îndrăgostit de voi? Și dacă și voi sunteți în căutarea celui care să vă facă fericiți, o să fiți un cuplu stabil. Scorpion, sunt niște chestiuni de familie care se cer rezolvate ca să faceți unele schimbări obligatorii. Săgetător, ofertele de lucru apar la tot pasul, dar sunteți selectivi și așteptați să dați marea lovitură în afaceri, o zi cu rezolvări.